Alexandra Titu, critic de artă, a spus despre expoziția Abstract că reunește artiștii relevanți pentru acest condensat discurs despre avatarurile abstracționismului în arta românească postbelică. Urmărește reconstrucția unui traseu al recuperării esteticii modernismului, deja târziu, deja metisat de expresionism și deschis de subiectivismul gestual al abstracției lirice spre complexitatea și afișata impuritate specifică postmodernismului. Ceea ce numim impuritate este tocmai densitatea și pluralitatea semantică. Regăsim mai multe deschideri expresioniste spre tensiunile subiectului și mai multe variante de a reactiva fondul narrativ și punctul de emergență al figurii. Cele mai importante trasee ce acoperă glisajul între abstracția pură, autoportantă, reprezentată de Romul Nuțiu, Corneliu Vasilescu, Florian Maxa, Florin Ciubotaru, Dani Zărnescu, Amelia Gherasim, Ion Pop Negreșteanu, Gheorghe Dican. În arealul unei picturalități libere de referințe mimetice, dar și de primatul rigorii geometrice, și Napoleon Tiron și Liviu Stoicoviciu, care pornesc de la portanța geometrică a formei ca element determinant al construcției spațiale.